Imagini incredibile în Cluj, o filmare în care un copil a fost surprins de un vecin când încerca să conducă o mașină, au devenit virale pe internet. În imagini se poate observa cum minorul s-a urcat la volanul mașinii. Nu a mai durat mult până când acesta a încercat să scoată autoturismul din parcare. Bărbatul care a surprins întreaga scenă a sunat imediat la 112, însă polițiștii au spus că nu pot interveni dacă nu sunt daune. Mai mult, autoritățile au precizat că ar fi nevoie de o sesizare în scris. Nu este clar ce intenție a avut minorul dacă totul a fost doar o joacă pentru el și cum au ajuns cheile părinților pe mâna sa.